Incendiu într-un cartier din Târgu Jiu, flăcările au cuprins parterul blocului, deșeurile aflate în imediată apropierea blocului și s-au extins și la un autovehicul parcat. Imediat, oamenii din bloc au sunat la 112, iar la fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de intervenție. Pompierii au reușit să localizeze rapid incendiul și l-au lichidat. Au ars o parte din autovehiculul parcat și aproximativ 10 metri pătrați din fațada blocului. Pompierii au stabilit că cel mai probabil incendiul a izbucnit de la o țigară aruncată la întâmplare.